numesc Bianca și sunt voluntară în cadrul Fundației de Sprijin Comunitar, unde, timp de 2 ani, am participat și organizat diferite proiecte în domeniul social. În anul 2018, majoritatea activităților de voluntariat le-am desfășurat aici, la Centrul Mozaic, unde sunt și coordonatoare. Împreună cu ceilalți voluntari, avem misiunea de a preveni abandonul școlar, care este una dintre cele mai actuale probleme în ceea ce privește copiii ce provin din familii defavorizate, anume familii monoparentale, cu părinți plecați în afară, etc. Eu, împreună cu voluntarii pe care îi coordonez, jucăm un rol important în ceea ce privește eliminarea carențelor educaționale prin meditații la diferite materii, dar și prin organizarea diferitelor jocuri și activități, ce au ca scop prevenirea marginalizării și sporirea comunicării și lucrului în echipă. Într-un an de activitate, influența asupra celor 30 de beneficiari este ușor de reperat prin creșterea rezultatelor școlare, dar și în schimbări comportamentale. În final, noi, voluntarii, îi încurajăm să își schimbe perspectiva asupra vieții și să își urmeze visele și aspirațiile.